În vremea aceea, venind în părțile Cezarei lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Iar ei au răspuns lui, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Eremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi ce ziceți că sunt eu? Și răspunzând Simon Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Ioana, căci nu trup și sânge ți-a descoperit acestea, ci Tatăl meu, cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor biruie. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ.